Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit! O nouă săptămână și, așa cum v-am obișnuit, avem și foarte mulți invitați în studio. Alături de mine este colegul meu, Ionel Luțan. Bună, Ionel! Bine am revenit! Bună, Alice! Bine te-am regăsit! Nouă săptămână și avem invitat alături de noi în studio, domnul Ion Manu. Bună seara! Bine ați venit pe la noi! Bună seara! Bine v-am găsit! O mare plăcere! Noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră, pentru că stăm de vorbă, povestim și, bineînțeles, vorbim și despre fotbalul de acum, că nu se poate altfel. Domnule Manu, o să începem discuția de astăzi prin a povesti despre dumneavoastră. Cei de acasă vă cunosc, mai ales fanii Rapidului, nu-i așa? Și am avut și o discuție săptămânile trecute despre cartea Rapidismul, unde sunt foarte multe povești, și aș vrea să vă întreb, care este pentru dumneavoastră poate una dintre cele mai frumoase povești pe care le aveți din cariera de jucător? Sunt atât de multe. Păi de-aia v-am pus în încurcătură. Fiul dumneavoastră, cu care să încep. Bineînțeles că prima poveste cu emoții fantastice a fost debutul meu la echipa Rapid, echipa mare a Rapidului, după perioada de 2 ani și un pic la juniorii Rapidului. La Rapid, până când am plecat în 89 la Sportul Județesc, au fost perioade și perioade. Perioade mai puțin bune, datorită faptului că cei 6 ani de chin prin divizia B i-am suportat cu stoicism, dar asta era situația. După aceea, o altă bucurie, promovarea în Liga 1 și debutul meu în Liga 1, de fapt redebutul meu, pentru că înainte să retrogradăm am debutat la Târgu Mureș și asta a fost să fie. A retrogradat echipa, a trebuit să merg lângă echipa. Și ce să vă spun, povești frumoase, dar câte n-au fost, și cu bune, și cu rele, și cu... N-ar fi Rapid, domnule, da. Manu, dacă n-ar fi și cu bune și cu rele. Imprevizibilitatea echipei Rapid se știe de ani de zile că asta a fost să fie. Dumneavoastră, un jucător important în fotbalul românesc, un portar recunoscut, v-ați legat viața așa... Vă mulțumesc! Nu, dar este un adevăr pe care l-au remarcat-o și care iubesc fotbalul românesc. V-ați legat viața de două cluburi, nu în general. Rapid ca jucător, Rapid și Sport, au fost și atât. Doar două echipe, adică într-o perioadă în care, iată, stabilitatea era la ea acasă. Acum ne uităm, domnule Manu, că un jucător un sezon aici, unul acolo. Atunci, iată, că ați adunat multe campionate la doar două echipe. Astăzi sunt situații când un jucător se transferă la două echipe în același campionat. Și asta nu dă bine fotbalului. Cred eu, nu știu să vă spun acum, dar nu cred că dă bine nici pentru respectivul jucător, pentru că noi avem stabilitate undeva și neînchegând relații de joc cu colegii din echipă, n-ai cum să te formezi și n-ai cum să urci. Să avansezi, da. Să avansezi, bineînțeles. De atunci, da, atât. Bă, oricum, nu plecam eu de la Rapid dacă nu... A fost situația care a fost un pic conflictual așa cu persoana de acolo, dar asta a fost să fie și... Așa te duce viața. Așa te duce viața, dar 11 ani au fost, eu zic, ok pentru a sta la echipa mare, să nu mai pun și pe ceilalți doi de la junior și tineret Speranța, pentru că... O perioadă foarte lungă, foarte lungă de timp și, așa cum ai spus și tu, Ionel, acum nu prea mai găsim genul ăsta de longevități, să spunem, la o echipă, la jucători, da, apoi la antrenori, unde situația se schimbă și mai mult exact. Că vă întrerup, mai ales la Rapid, care, așa cum știm cu toții, cu suporterii noștri extraordinari, dar și colerici câteodată, e greu să reziști, dar e bine că am rezistat și că încă suntem bine. Am întrebat Alice și am preluat eu pasă de la ea. Spuneați de suporteri. Povestiți-ne și o întâmplare de genul ăsta așa cu suporteri, când după vreun meci așa mai special v-au băgat în ședință, v-au alergat. Uite, exact asta am vrut să întreb, pentru că sunt nu neapărat răutăcioși, dar sunt fanatici și clar toată atenția se îndreaptă asupra portarului dacă există vreo greșeală mai mică sau mai mare. Sigur că da. Pentru că în atâția ani de zile la Rapid nu avem și mici conflicte cu suporterii. Au fost meciuri când le-am pierdut pe Giulești și atunci era buba socială mai mare, nu? Nervoșii noștri ne așteptau
în afara stadionului, pe calea Giulești, ne așteptau grupuri și au fost momente când am ieșit cu caschetele milițienilor pe cap în autobuzul lor. Sigur că da, să putem ieși și ne lăsa la vreo 3 stații, 4 de mașină. Ca să evitați, nevadă. Nu? Da, și, să evităm, da. Și da, după aia ne urcăm prin tramvaie, prin transportul în comun, ca să măcare cumva să trecem pe lângă ei. Da, am avut odată. Bă, și gândesc, domnule Manu, că vă duceți acasă în uniforma aia de poliție și să speria și soția, să speriau și copiii. Da, haide. Măi, te-am trimis fotbalist și te-ai întors milițian. Da. Ce s-a întâmplat? Da. Așa este. Dar am avut, pot să spun, odată tupeu să ies pe poarta stadionului, să merg la stația de tramvai după Giulești, pentru că eu în Giulești locuiesc. Și am avut tupeu, mă știam nevinovat, nu greșisem eu la gol și am pierdut, mi-aduc aminte la meciul ăla, am pierdut 1-0 în minutul 87 și neavând nicio minge de aparat și am pierdut 1-0. Da, la prima și ocazie. Întâmplarea a făcut să mă cântăresc înainte și după joc. Și slăbisem 4 kg. În timpul partidei. În timpul partidei, 90 de minute alea în care n-am prins decât o minge, cred eu. De la stres, de la sau de la emoțiile jocului. Și am avut tupeu să ies în fața lor, erau toți vis-a-vis de stadion. Și am început, vă dați seama cum sunt. Unii mai pașnici, alții mai nervoși. Alții cu vorbe elevate, specifice fenomenului. Cu vorbele noastre de acolo, de la stadionul Giulești, vorbele care, după cum bine știți, au rămas. Au rămas și vor rămâne de trecut în editoriale. Da, descris. Dar, domnule Manu, dacă ca și jucător v-ați legat viața de două echipe frumoase, e adevărat, Rapid și Sportul, ca antrenor v-ați plimbat mai mult. Ați avut o activitate mai largă din punctul ăsta de vedere și ați colaborat cu personalități importante, nu din fotbalul românesc. Da, bineînțeles. Dar știți foarte bine că la antrenori situația este un pic mai altfel decât la jucători, pentru că antrenorul, cum spunem noi în fotbal, antrenorul stă tot timpul cu valiza la ușă. S-a întâmplat ceva, un rezultat negativ, cine pleacă? Nu poate președintele clubului respectiv sau patronul clubului respectiv să sacrifice 11 jucători, 14 jucători, sacrifică unul singur. Și deci ați debutat ca antrenor de portar cu marele Ilie Balaci, nu? Sau? Da, în afara țării. În afara țării, da. Am avut norocul să lucrez cu regretatul Ilie Balaci în Arabia Saudită în 96-97 și după aceea a trebuit să, prin impresarul lui, m-a ajutat să merg și la alte echipe tot în afara țării, în zona Golfului, în zona arabă. După aceea m-am întors în țară, am reluat colaborarea cu prietenul meu Ioan Andone, prin 3 ani și ceva la Dinamo București, prin 2 ani la CFR Cluj, dar important și frumos a fost faptul că n-am antrenat degeaba toată perioada aceasta. Am avut și satisfacția câștigării unor trofee și asta m-a făcut să-mi pară bine că m-am apucat de antrenorat. Ați și-a suflat și mai departe această meserie, această profesie, pentru că, bine, nu cred că este cazul ca cei care ne urmăresc de acasă să nu știe, dar sunteți tatăl lui Gabi Manu, care este antrenorul celor... Exact asta, ce spunea fiul meu, să spui acolo că ești tatăl lui Gabi Manu. Da, pe cei de la Metaloglobus am văzut mai înainte, aveam și pe ecran clasamentele de la Liga a doua. Gabi, pare că face o treabă bună cu cei de la Metaloglobus și, din câte el ne-a povestit, nouă să știți că sunteți acolo cel mai, nu sever, dar cel mai sincer critic al lui, așa este? Da, este normal și este bine să îi mai spună o persoană cu experiență, pot să spun, nu ca taicăsu, dar să-i mai spună ce mai trebuie să facă și când trebuie să facă anumite chestii ca el să aibă rezultate bune cu echipa. Dar vă spun, mă bucur că
Asta e, acum e normal și mă bucur să aud de la el că îmi spune, vezi că acum ești tatăl meu și nu mai sunt eu cum eram înainte, fiul lui Ion Manu, dar asta mă bucură, da, asta mă bucură și am o satisfacție deosebită când avem discuțiile astea. Da, eu mă și gândesc că Gabi Manu a renunțat la colaborarea cu Metaloglobus București la finele unui campionat de bună calitate, parcurs la prima sa experiență ca antrenor principal. Și mă gândesc, domnule Manu, poate că nu îndrăznesc eu prea mult, dacă vom vedea într-o zi la o echipă Gabi Manu, Ion Manu. Mai greu de spus, dar... O colaborare de săvârșit. Exact, da. În familie. Mai greu de spus, dar niciodată ce, să nu spui niciodată. Antrenor de portari? Da. Are, nu e vorba de antrenor de portar, dar are nevoie de un critic chiar acolo, exact, lângă el, acolo, exact, pe bancă lângă el. Dar cine știe? Nu se știe în fotbal, nu se știe niciodată. Cunoaștem foarte bine această situație. Așa că să lăsăm timpul să le rezolve pe toate. Timpul cu adevărat este și scurt, la fel ca și la Liga a doua. Ochii au fost, vor fi în seara asta țintiți, nu-i așa, pe Liga a doua, dar vorbim mai târziu și despre asta. Dar am avut un weekend plin de meciuri la Liga a întâi și aș vrea să sunt convinsă că urmăriți ceea ce se întâmplă în fotbal de acum și l-aminteați mai devreme pe domnul Ioan Andone, care acum este președintele celor de la FC Voluntari. FC Voluntari care a reușit în weekendul acesta să mai ia o gură de aer, cum ne place să spunem, și un rezultat de 3-0 împotriva celor de la Astra Giurgiu. Domnul Manu, ați văzut partida, cum vi s-a părut? Cum vi se pare pentru FC Voluntari? Nu am văzut din păcate partida, dar am revăzut anumite faze, am în reluările de la televizor, da. Bineînțeles din reluări, dar a fost într-adevăr foarte bine pentru Ando, pentru echipa lui Ando, rezultatul pozitiv pe oricine ajută. La timp. Dar păcat că echipa prietenului meu, Dani Coman, a ajuns în situația în care se află la ora actuală și ar cam trebui să facă ceva, să iasă de acolo, din dacă zona... Dacă mai are timp, domnule. Da, asta, deci, asta e problema. Aici mai erați împărțit la partida asta, Astra, cu de o... Între doi prieteni. Voluntari. Da, între doi prieteni. Între doi prieteni, da, între doi prieteni. Unul a fost portar și el, nu? Recunoscut, Dani Coman. L-am avut la Rapid și elev pe Dani Coman, când am câștigat Supercupa, da, cu Rapidul, ca să-mi aduc și eu aminte de... Iar de ceva plăcut cu echipa Rapid și ca antrenor, nu numai ca jucător. Îl avem la telefon pe domnul Ioan Andone. Bună seara, domnule Andone, ce faceți? Ne auziți, domnule Andone? Da. Alo. Am avut așa un mic delay. Îl avem în studio pe domnul Ioan Manu și vorbeam despre, mai depăneam așa, da, niște amintiri. Da, salut. Te salut, Ando. Te salutați, salut, Manolo. Vorbeam despre rezultatul echipei Voluntari din weekendul acesta împotriva celor de la Astra Giurgiu, un 3-0 frumos, să spunem. Ce părere aveți despre partida? Ce puteți să ne spuneți? Ați luat așa un pic de aer. Da. V-ați mai liniștit? Deci a fost cea mai bună meciul al nostru în deplasare. Deși singurul care am câștigat în maniera asta, noi am mai câștigat în deplasare, dar niciodată așa, și împotriva unei echipe, în opinia mea, cu un lot foarte bun, care venea și cu încredere, eliminase pe Dinamo la penalti, dar pot să spun că am avut execuții foarte bune și Hefe Betancur și Marcelo la golul 2, nu mai sunt de mai larg. Deci asta și zile din astea cu șansă. Când ai trei ocazii, dai trei goluri, dar jocul l-am făcut bun. Ne dă încredere și așteptăm ultimul meci, care va fi miercuri, pe teren propriu, care avem nevoie de 3 puncte și să sperăm că unul din celelalte echipe să pot încurca, da? Asta nu putem și da, important să câștigăm noi. Bună seara, domnule președinte. Un final, într-adevăr, atât de intens de sezon, în care fiecare echipă din zona acolo așteaptă cu mare interes atât meciul propriu, cât și celelalte rezultate. Da, păi da, a intrat și viitorul cu 29 de puncte, nu credeam, dacă fac un rezultat negativ și pierd pe Dinamo, care are 30 de puncte și la un rezultat negativ poate să ducă pe locurile de baraj. Deci sunt, noi avem asigurat barajul în momentul ăsta după victoria de la Astra. Acum se fac calcule, dar știți ce e mai important decât calcule? Miercuri să câștigăm iară.
Adică să nu te mai gândești la celelalte echipe, să te concentrezi pe jocul tău și să poți să câștigi, pentru că ota vine foarte relaxată. Și o echipă care n-are nimic de pierdut sau de câștigat, poate o clasare mai bună, un loc, două, mai, dacă câștigă împotriva noastră, sunt foarte periculoși. Poate să le iasă jocul, mai ales că ultimul contra Medersului a fost extraordinar. Atunci noi trebuie să fim inteligenți și să câștigăm meciul contra lor și să vedem ce vor face și celelalte echipe. Bine, nu v-am mai auzit de mult așa de relaxat, să spunem, deși știm că numai în pielea dumneavoastră să nu, fiți, să nu fim în perioada aceasta, pentru că, din păcate, locul este cu totul fragil, dar îmi imaginez și faptul că băieții, după un rezultat atât de bun, au o motivație în plus ca în meciul cu UTA să dea rezultatele pe care le așteaptă toată lumea. Ați făcut și ceva schimbări, mai ales în ceea ce privește antrenorul pe ultima 100 de metri, care, iată, a dat un rezultat bun pe moment, această schimbare. Bine, Liviciu Botariu e un antrenor bun, știam asta despre el, știam despre el că e un antrenor bun, are toată încrederea noastră, vă dați seama, și îl ajută cu ce putem noi, cu informații despre jucători, că e și lui foarte greu. Asta voiam să vă întreb, nu e foarte greu într-o perioadă atât de scurtă și cu o misiune așa de dificilă? Nu, e foarte greu pentru un antrenor. El oricum plecase de la Sibiu nu de mult timp, de la Heronstadt, știa campionatul, știa și loturile celelalte, dar noi spunem toți despre fiecare jucător ce, cum, are scouter care se ocupă, îi face, îi prezintă meciurile, cât a jucat fiecare. El acum deja știe totul despre echipa noastră. Important e să pună pe jucători în valoare. El a făcut o schimbare la meciul de la Giurgiu contra Astrei, a schimbat sistemul de joc și văd că a dat roade. Probabil la ultimul meci poate se gândește să revină iară la sistemul care jucam înainte, un 3-5-2. Dar, domnule președinte, în orice sistem, Gabi Tamaș rămâne un om de bază, a arătat-o și acum, chiar dacă echipa din fericire a marcat și am văzut un serviciu de lux, de calitate, Gabi Tamaș la unul dintre golurile voluntariului. La golul 2 a dat pas. Caracteristic, așa, caracteristic. Bine, a ieșit la Betancuri, a mai dat o pasă și i-am scris, i-a lăsat singur cu portarul și am scris. Deci Gabi Tamaș își trăiește a doua tinerețe. Joacă extraordinar, de la venirea lui în iarnă am făcut mai multe rezultate bune și mă bucură că a venit să ne ajute. Clar, bine, ați fost încrezător în Gabi Tamaș de la început, mi-aduc aminte când discutam, dar iată că lucrurile au început să se pună cât de cât pe picioare, ceea ce spuneam, schimbările au fost foarte dificile în ultima perioadă, să sperăm că și următoarea partidă, la fel de dificilă ca și cei de la UTA, presupun că nu vor să se lase chiar pe o ureche și va fi destul de dificil. Păi să știți că sunt bani în joc, cu cât se clasează mai bine, exact, cu atât iau mai mulți bani de la televiziune. Din drepturile de televizare. Deci sunt bani în joc, vă dați seama că ei sunt relaxați pentru că sunt salvați direct, n-au nicio problemă, o nouă promovată și bravo lor și UTEI și FC Argeșului, care două nouă promovate, uitați, s-au salvat, FC Argeș are chiar șanse să termină pe locul 8 și pot atunci să se ducă, să facă baraj cu locul 8 în clasare, zic eu, locul 2 în play-out, să joace cu locul 1 și să se ducă chiar în cupe europene. Deci, eu cred că așa campionat încrâncenat, așa de spectaculos, că spectaculos. Uite, mai avem o etapă și nu se știe cine retrogradează. Da, sunt diferențe foarte mici de puncte și orice rezultat, cum a spus și dumneavoastră la început, mai bine nu mai facem calcule pentru că oricum nu putem să ne bazăm pe ele. Că nu se știe înțeleg niciodată. Așa e, aveți dreptate. E important să te concentrezi pe jocul echipei tale, pe punctele care tu poți să le iei cu echipa ta. În momentul când tot faci calcule astea, nu sunt bune deloc. Bine, domnule Andone, așteptăm să vorbim joi după ce luați și următoarele 3 puncte și vă sunăm atunci, bine? Multă baftă, Ando! Să fie, Manolo. Numai bine, sănătate! Mulțumim tare mult! Ce-i drept?
optimist, adică am mai avut momente, mai ales când echipa nu mergea foarte bine în anumite motive, în care domnul Andonel era vizibil afectat și vizibil supărat. Acum parcă un pic un suflu așa, un pic de încredere, cred că se duce și 3-0. Cred că le-o dă și la băieți încrederea victorie, asta, că așa ar trebui. Trebuie să vină, că știți cum, cum să se vină spune? Mai devreme, poate. Da, corect. Știți cum se spune în fotbal, victoriile aduc victorie, da, așa că... Doamne ajută, dar... Da, dar lupta acolo, domnule Manu, Alice este foarte, foarte echilibrată în zona retrogradării și tocmai de aceea sunt posibile rezultate pe care nu le aștepți. Adică, iată, Voluntariu bate cu 3-0 la Astra, Astra care acum este o candidată, sigură oarecum, la retrogradare, cine credea, cu o echipă care iată a ajuns în finala cupei, condusă de prietenul dumneavoastră, da. Dani Coman, să lupte în ultima etapă, 90 de minute, să evite retrogradarea directă. Exact, și este în clasament, că mă uit aici pe clasament, diferența de puncte dintre cei de la Astra și cei de la Voluntari este de fix 3 puncte, mai apoi cei de la Hermașa 23 de puncte, deci cam acolo se învârt, din păcate, rezultatele, și așa cum a zis și domnul Andone, degeaba facem calcule, pentru că iată nu putem să fim siguri, pentru că mai sunt câteva partide puține așa la număr este. Și să sperăm că na, vor fi surprize, cine știe. Da, miza principală, Alice, este legată de a doua echipă care va părăsi Liga I în mod direct, exact. Lângă Politehnica Iași, Hermannstadt sau Astra, cele două sunt cele mai vizibile, cele mai expuse. Hermannstadtul joacă acasă cu FC Argeș, o echipă liniștită din toate punctele de vedere. Periculoasă, de altfel. Periculoasă, dar liniștită, în timp ce Astra merge la Viitor, o grupare care nici ea nu stă chiar pe roze, deși are mai multe puncte, va fi o mișcare pe care și dezodământul, cum spuneam, și domnul Ioan Andone, este greu de intuit acum. Da, deci incredibil cum a putut să fie acest an competițional și la nivelul Ligii I și la nivelul Ligii II, că mă uit acum pe rezultatul care este afișat aici. Incredibil. Da, tot timpul au fost meciuri între cu rezultate imprevizibile. Între timp este 2-0 pentru cei de la Cixereda. Deci... Și Alice, chiar în meciul în care Dunărea Călăraș, dacă câștiga astăzi, își asigura clar locul de baraj pentru promovarea în Liga I. Iată că surprizele sunt la ele acasă și în Liga II. Da, sigur că da. Ne-am obișnuit cei drept la Liga II, au fost numai suișuri și coborâșuri foarte rapide și știi că vorbeam de fiecare dată cu antrenorul celor de la Rapid, Marius Iosif, și ne spunea valorile, echipele sunt echilibrate valoric și nu ai de unde să știi. Nu ai de unde să știi la ce să te aștepți, nimic nu e o surpriză. Sunteți de acord, domnule Manu, că a fost chiar un sezon dificil, chiar și la Liga I, chiar și la Liga II? Absolut, absolut. Asta am și spus, dificil. Și în play-off și în play-out la ambele ligi și așteptăm cu nerăbdare și meciurile din următoarele două meciuri din Liga a doua și mai ales pentru Rapid, ca să vedem o promovare chiar în seara asta, Doamne ajută. Înseamnă că mergeți la petrecere, domnule Manu, de aici... Nu, încă nu se face petrecere. Petrecerea se încă face respectăm. Atunci, da, se face la sfârșit, ca să fie bine. Exact, și la sfârșit, atunci când ne permite și legea, că încă suntem în pandemie și nu trebuie să ne culcăm pe o ureche. Mai avem puțin răbdare. Exact, un pic de răbdare. Un pic de răbdare le mai trebuie și celor de la FCSB, care aseară cu cei de la Șep și un rezultat de 2-2 la fel pe repede înainte. Nici n-ai știut când ai aprins televizorul repede că s-a făcut 2-0, după aia 2-2 pe ultima 100 de metri. Ionel, ce părere ai despre partida de aseară? Da, Sepsi știm cu toții, Alice, domnule Manu, e un adversar teribil în momentul ăsta pentru orice altă competitoare din peisajul Ligii I cu precădere din play-off. Nu ne mai surprinde absolut deloc un rezultat favorabil al celor de la Sepsi și ne uitam cu toții că la 2-0 conturile păreau deja încheiate într-un fel, iar FCSB-ul, care era obligată să câștige pentru a rămâne în curs alături de CFR, nu a putut până la urmă decât să obțină un punct și stă acum în special, Alice, la mâna celor de la FC Botoșani în partida cu CFR. Doar o victorie a Botoșanului ar duce o luptă teribilă în ultima etapă la Cluj-Napoca cu titlul pe masă CFR. Că vorbeam că nu știm exact cine retrogradează, iată că nu știm nici cine o să ia titlul, pentru că mai sunt câteva partide. Dar să nu uităm și de faptul că CFR Cluj, cei de la CFR au un aplomb vis-a-vis de ultimul rezultat. Așa cum vorbeam mai devreme, victoriile aduc victorii, deci au avut un rezultat fantastic prin câștigarea meciului la Craiova.
Și-au luat și revanșă, domnule Mandu, pentru că sigur, ultima partidă directă, sigur, Craiova a câștigat la Cluj. Iată acum CFR-ul întoarce soarta acestei dispute și ia puncte oarecum esențiale. Alice, CFR-ul pare greu de crezut în acest moment că mai poate scăpa titlul, deși mai sunt șanse. Sunt 3 puncte diferență între cei de la CFR și cei de la FCSB. Din nou, așa cum ai spus și tu, Ionel, totul stă în calcule, în calculele care se vor face după partida cu cei de la Botoșani și vom afla exact ce se întâmplă. Domnule Manu, ce părere aveți despre cei de la ȘEP? Și vorbeam în enumărate rânduri de faptul că ei își doreau și scopul lor a fost locul 4. Iată că acum au venit și s-au urcat un pic peste Craiova, locul al treilea. Păi am o părere foarte bună despre această echipă, datorită faptului că ce am văzut acolo, s-a început acest proiect cu o perioadă în urmă scurtă, dar s-a început un proiect serios și cu niște oameni serioși. Și vorbim și cu antrenorul, cu Leo, îmi spunea, domnule, sunt oameni care atunci când promit ceva, se țin de promisiune. Și uitați și dumneavoastră că aceste promisiuni se răsfrâng asupra rezultatelor echipei. Deci nu pot decât să-i felicit pe cei din conducerea celor de la Sepsi și să avem mai departe meciuri din acestea cu rezultate imprevizibile, să ne bucure și nouă celor care am stat acasă, că n-am avut voie să mergem pe stadion și am văzut meciuri și rezultate frumoase, dar acum cu revenirea probabilă, revenirea spectatorilor în tribună, probabil să vedem la fața locului aceste goluri frumoase, aceste meciuri imprevizibile. Da, vorbeați de stadion, domnule Manu. A fost pe noua arenă din Giulești, care este aproape finalizată. Da. Chiar și jucătorii actuali au fost acolo înaintea unui meci atât de important în această seară, cu liderul Craiova, care este promovat la ora partidei. Vom vedea ce replică va oferi echipa lui Adrian Mititelu, invitatul nostru nou, Alice, de mâine după amiază. Rapidul poate sărbători în această seară promovarea directă în Liga 1. Da, sigur, sigur. Am vizitat arena, Giulești Arena. O să arate superb și vă spun cu mâna pe inimă că abia aștept să mergem la primul meci, să inaugurăm stadionul, pentru că este și de o arhitectură frumoasă, au sonorizarea fantastică. Și la standardele anului 2021. Da, și vă dați seama, dumneavoastră, la scandările care vor veni din partea giuleștenilor noștri, suporterilor noștri, o să se audă ceva feric acolo. Doar adversar să nu fie în fața celor de la Rapid pe o astfel de arenă și cu niște suporteri care abia așteaptă să rupă gardurile la propriu să ajungă pe stadion. Corect. Nu vom mai avea o perioadă totuși foarte lungă până acest lucru va fi posibil. Dar, bine, așteptăm în continuare decizia Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Sănătății, pentru că, din păcate, la ei e decizia. Așa este, corect, așa este, dar din ce am auzit astăzi vis-a-vis de procentele acelea cu infectarea cu coronavirus, deja procentul a scăzut sub 1, am înțeles că vor merge și elevii la școală, se va da voie să meargă fizic la ore. Și da, am intrat în ceea ce se cheamă un scenariu verde. Cât de cât în normalitate. Vom ajunge la o normalitate. Doamne ajută. O decizie și în privința spectatorilor pentru campionatul european în România. Deci nu văd de ce nu s-ar lua mai repede decizia și pentru noi suporterii de rând. Nu, se va lua Alice pentru că partida de sâmbătă de la Ploiești, finala Cupei României dintre Universitatea Craiova și Astra, se va juca cu spectatori. Vor fi prezenți cam 3-4 mii de privitori, iar Craiova a dorit să mute meciul Alice de la Ploiești pe Arena Națională în dorința de a găzdui și mai mulți spectatori. Acel procent pentru a fi cât mai multă lume. Da, procentul de 25%. Până la urmă, meciul se va juca la Ploiești. Fiecare echipă a primit câte 1000 de bilete, Astra și Craiova, dacă vor putea deplasa un număr de mare de fani. Vor fi împărțite bilete și la Ploiești. Și iată că acest eveniment... Sunt foarte mulți fani ai Craiovei care locuiesc și prin țară, aici, da. București, adică... Și vor fi, deși cam 4.000 de spectatori sâmbătă seară la Ploiești, finala Cupei României între Craiova și Astra. Cu siguranță va crea un precedent acest lucru și în sfârșit... Și premierul României, Alice, și-a anunțat prezența la Ploiești cu acest prilej, dumnealui spunând că este un mare fan al echipei craiovene. Ei, iată ce spuneam, sunt suporteri chiar și aici la București.
Sigur că da. Și sunt, eu sunt convins că vor fi cei 4.000 de spectatori, 100%. 100%. Și 100%. Cred că vor fi și care vor încerca să mai intre. Da, exact. Așa. Nu încurajăm astfel de comportamente, bineînțeles, dar oamenii sunt disperați de a veni la... Da. Chiar și cei de la tine din Ploiești, cred că și-ar dori orice meci, ar fi doar să fie unul. Domnule Manu, ce părere aveți despre această finală de Cupa României? Da, într-adevăr, o finală inedită, dar echipele trebuie felicitate pentru faptul că au respectat competiția și pentru faptul că au ajuns acolo în finală și să sperăm că și finala aceasta va fi o finală plăcută ochiului. Mă și gândesc, Alice, domnule Manu, dacă Astra retrogradează direct în urma partidei de miercuri seară, cum ai costul abordat totuși ca jucător? E vorba de un trofeu, dar cu această apăsare a retrogradării, o echipă care juca în cupele europene, să te prezinți la finala cupei, ar fi absolut un scenariu negru pentru Astra. Un scenariu negru pentru jucătorii Astrei, dar datorită lor s-a ajuns aici. Nu avem ce să spunem, pentru că nu e nimeni vinovat în afara jucătorilor și conducătorilor sau situații, problemelor care sunt acolo la Astra. Dar dacă tot au tratat cu seriozitate competiția până la ultimul act, eu sunt convins că, indiferent ce se va întâmpla vis-a-vis de retrogradare, eu sunt convins că vor aborda meciul la victorie și cei de la Astra. Bine, pe de altă parte și cei de la Craiova acum suferind această mutare pe locul al patrulea, care oricum locul 3 nu îi satisfăcea din niciun punct de vedere, nu erau mulțumiți de ăsta, s-ar putea să își dorească ceva mai mult acest trofeu din orgoliu, din mândrie pe care ni l-au arătat de fiecare dată. Nu s-au sfiit să ne arate această latură a lor, că își doresc să fie pe primul loc în competiții, oricare ar fi ele, când pe de altă parte în Cupa României au fost echipe care au spus mai bine lasă. Să știți că aveți dreptate. Aveți perfectă dreptate, pentru că am mai auzit și am și văzut anumite grupări, anumite echipe care... Au fost, nu sunt speculații, au fost lucruri care au fost puse până la urmă în spațiul public, adică nu au fost recunoscute și asumate. Da, sigur, dar și datorită unor probleme financiare care le aveau în perioada respectivă echipele respective, așa că nu avem ce să le spunem. Da, vorbeam puțin mai devreme și de președinți aici la noi la Metropola TV, cel care conduce Craiova, experimentatul Sorin Cârțu, spunea, Alice, îți amintești că această câștigare posibilă a cupei nu este o alinare la un sezon la care Craiova a visat la titlu, este o dezamăgire. Am și văzut de fapt că fanii au pus la ultimul meci pe teren propriu câteva banere sugestive, spunând că prezența în finala cupei este o palidă alinare la capătul unui sezon ratat, în opinia lor. Craiova ar fi fost implicată pentru titlul. Standardele foarte ridicate. Iată, avem pe ecran în momentul de față imagini cu stadionul din Giuleș când era încă în lucru. Bineînțeles, acum lucrările au avansat mult mai mult. Da, aici înainte să se înceapă să se aducă gazonul, să se înceapă lucrurile de punere a gazonului, mai este cam un sfert din suprafața terenului care nu s-a pus gazonul. Da, la ora actuală. Să vă întreb în ce stadiu se află acum, pentru că e clar că de când au fost făcute publice filmările, lucrurile au mai evoluat, mai au să și anu aprobările necesare, birocrația care ne caracterizează pe noi ca și români, pentru că iată avem câteva stadioane care din păcate nu pot funcționa din cauza acestei piedici, dar să sperăm că lucrurile se vor mișca destul de repede. Sigur că da, sigur. Aveți ceva detalii despre situația asta? Adică ați întrebat... Mai sunt lucrările de finisaj din interiorul tribunelor, peluzelor. Și tot mi-a transmis cineva birocrația datorită hârtiilor nesemnate de anumite persoane. Nu au putut fi aduse materialele cu care să se termine și acest finisaj. Da. Ca la noi în România. Da. Dar se pare că, din câte am înțeles de la majoritatea celor care lucrează acolo, că în maxim două săptămâni se poate face două luni. Le bate maxim două luni. Stadionul e pregătit. Da. Domnule Manu, ați venit aici la noi la Metropola TV, v-ați refăcut după partida de sâmbătă în care ați activat acolo în sală alături de gloriile Rapidului. Cum a fost meciul în care v-ați regăsit cu foarte mulți prieteni și dacă efortul depus v-a făcut a doua zi să stați așa mai lejer, mai... Cum v-ați simțit a doua zi? Foarte bine ne-am simțit. Domnule Ionel, vreau să vă spun că am simțit așa o plăcere deosebită să-mi revăd colegii
generației mele și colegii generațiilor mai tinere, a fost într-adevăr păcat că nu s-a putut da voie la spectatorii noștri, la suporterii noștri să vină în tribune, dar asta e, ne-am obișnuit de la un timp și cu fundalul sonor din boxe, așa că a trebuit să jucăm doar să cântăm noi. Să cântăm noi imnul Rapidului, să jucăm și să țipăm unii la alții ca să se simtă acea atmosferă. Păcat de pe stadion. Păcat că acest gen de eveniment este făcut 100% pentru fani, pentru suporteri. Da, adică, da. Bine, cu siguranță se vor repeta aceste evenimente. Chiar pe nou stadion, probabil. Sigur. La o inaugurare așa cum trebuie. Inaugurarea, da. Într-adevăr, s-a o acțiune foarte frumoasă, foarte, foarte binevenită, pentru că a fost și o acțiune caritabilă, din câte știți foarte bine. Acum să vedem cum ce a ieșit de la această acțiune, de la această licitație în favoarea fostului meu coleg Bimbo Paraschiv. Sper să iasă bine, să fie bine. Mă și gândesc, domnule Manu, spuneam puțin mai devreme de această carieră frumoasă a dumneavoastră la două echipe importante, Rapid și Sportul. Și așa fugar, așa îmi vin în minte câteva nume de portar pe care Rapidul, o echipă recunoscută pentru cei pe care i-a avut în trebuturi, nu? Dumneavoastră, Leo Toader, Ioniț, Lobonț, așa la o primă evaluare. Marele Rică Răducanu și foarte Rică. Mulți. Adică Rapidul în permanență a avut portar de bună calitate. Da, într-adevăr. Aveți dreptate. Vă mulțumesc că m-ați spus și pe mine pe această listă. Da, era o tradiție a echipei Rapid să aibă portari de valoare, zic eu, dar să știți că portarii aceștia de valoare veneau în primul rând cu sufletul la această echipă și puneau tot sufletul și ultima picătură de energie o puneau în favoarea echipei Rapid. Probabil că din acest motiv eram, cum spuneți dumneavoastră, de valoare sau... Dar acum era nu știu valoare, ce... Că dacă nu era și valoare, da. Deja era acum, transpirație. Nu știu ce să mai spun. Așa cum a spus în deschiderea emisiunii, domnule, jucătorii parcă sunt... iau trenul de aici, se urcă poimine în alt vagon, după aia se duc în altă locație. Nu știu. Nu-mi place deloc ceea ce se întâmplă vis-a-vis de transferurile astea care sunt ca niște pioni jucătorii. Sunteți în continuare în fenomenul fotbalistic și cred că puteți să aveți o opinie mai mult decât avizată dată fiind și cariera pe care ați avut-o. De ce credeți că s-a ajuns în punctul acesta? Să fie din cauza comportamentului lor, imaturității, să punem pe seama imaturității, să punem pe seama problemelor care sunt la foarte multe cluburi din România. Unde să ne încadrăm? Se poate spune și așa cum a spus dumneavoastră, dar... Eu am impresia că acești conducători din ziua de astăzi vor foarte repede și pe repede înainte rezultate. Nu mai există răbdarea aceea care să o aibă conducătorul vis-a-vis de antrenor. Lasă-l, domnule, dacă ți-ai pus antrenor, ți-ai pus o echipă de antrenor, o echipă tehnică, lasă-i să vedem ce știu să facă și unde se va ajunge. Dacă este să... Normal, nu e nimeni nebun dacă este să nu ai rezultate non-stop, fără rezultate, e dezastruoasă situația. Asta. N-ai cum să-i ții. Dar lasă-i totuși să aplice ideile lor tactice care, și tehnici și să învețe tehnica respectivă prin jucătorii respectivi. Dacă tu după trei etape îl dai afară, ce a făcut? Jucătorul chiar nu mai înțelege nimic. Vine alt antrenor, vine cu altă idee tactică. Atunci el nu mai știe unde joacă, eu de ce joacă acolo, nici nu mai știe ce îi place lui să joace în teren. Și probabil asta e... Da, ne uităm acum, domnule Manu, în prima ligă, în meseria dumneavoastră de portar, de antrenor de portar, ne uităm la câțiva tineri de real talent, nu acest Andrei Vlad, care ca portar ești acolo mereu în mijlocul evenimentelor. Ai greșit odată, nu, domnule Manu, toată lumea e pe tine. Absolut. Atacant, dacă ai dat un gol și era dat 10 ocazii, nu știe nimeni, dar portarul dacă a greșit nu te bagă lumea în seamă la atacanți. Greu ratezi. Să știi un tânăr jucător. Într-adevăr, presiune foarte mare s-a pus pe acest Andrei Vlad. Foarte mare. La un moment dat a început să-mi placă.
și datorită evoluției care o avea la lotul național, și a căpătat încredere și au venit și meciurile bune făcute la Steaua. Dar ce s-a întâmplat ultimile, știți, două goluri acelea urâte rău, pentru orice portar, nu numai pentru el. A fost și foarte atacat în spațiul public după acea partidă, care, din câte am înțeles, din câte s-a speculat în presă și au fost declarate, i-a afectat destul de tare motivația, să spunem așa. Și probabil și psihicul. Bine, păi da, până la urmă, la vârsta pe care o are el, la nici 23 de ani, dacă nu mă înșel, e dificil. Din câte am înțeles, stă bine la moral. Stă bine Vlad la moral, dar se întâmplă faptul că la Astra a luat golul acela care a sărit mingea dintr-un dâmb de pământ, că nu era iarbă în fața porții acolo. Asta e situația, dar ce să faci? Se întâmplă. Da, iată că la portar se vede imediat și lumea nu uită repede. Știți, de asta v-am întrebat dacă nu era dificil. De fapt, Ionel, tu ai pus întrebarea, dar m-am gândit la ea, dacă nu era dificil, că toate oalele se sparg în capul portarului. Nu, se sparg în capul antrenorului și după aia în capul portarului. Nu e cea mai dificilă poziția jocului? Este, știți cum îmi spuneam eu odată, cum îmi spuneau unii fotbaliști, mari fotbaliști, domnule, este într-adevăr o poziție dificilă, postul ăsta este un post dificil, dar știți cum e, trebuie să faci în așa fel încât, domnule, casa se dărâmă dacă nu ai o temelie bună. Și dacă temelia asta care e portarul nu este bine pregătit și din punct de vedere fizic și din punct de vedere mental, atunci nu prea stă bine casa pe temelia respectivă. Așa că totul pleacă de la pregătire. Și asta am spus-o și le-am spus-o și le spun mereu celor pe care i-am antrenat și i-am antrenez. Dom'le, noi portarii trebuie să ne antrenăm toată săptămâna, zi de zi, ca să nu avem probleme la meci. Exact cum învață actorul, cum își învață rolul, așa și îl prezintă sâmbăta la spectacol. Da, spuneam, domnule Manu, de cariera noastră frumoasă ca jucător, mai apoi ca antrenor, ați lucrat cu o serie de tehnicieni recunoscuți în fotbalul românesc, atât în țară cât și în străinătate. Acum, la Centrul de Performanță Rapid, unde aveți tineri portari în vizor, există materie primă, domnule Manu? Mai vin tineri jucători din spate care să ajungă portari de calitate nu peste multă vreme? Să știți că da, dar problema care este această problemă a pregătirii. Domnule, vin copiii cu calități fizice, vin copii cu calități tehnice bune. Încercăm, dar... Unde se oprește? Cum au plecat de la stadion... uită să mai facă și acasă ce li s-a transmis să facă, pentru că există telefonul mobil, există calculatorul, există tableta și atunci... Au alte preocupări care îi distrag de la traseul ăsta. Vi se pare dificil să lucrați cu acești copii? Vi se pare mai dificil? Bine, e clar mult mai dificil decât cu adulții, că la copii trebuie să le ții... Să știți că e dificil să lucrezi și cu adulți și cu copii în aceeași măsură, da. În aceeași măsură e la fel de dificil, dar trebuie că doar suntem și ne consideră lumea pedagogi, trebuie să fim și pedagog, trebuie să fim și părinte, trebuie să fii și prieten, da, e și mai dificil. Da, bineînțeles. Și să facem așa fel încât să li se pară lor antrenamentul dur pe care îl faci, să li se pară așa o joacă. O plăcere. Da. Dar noi punem eticheta, domnule Manu, la un jucător care are o calitate tehnică foarte bună și spunem, bă, ăsta e ceva nativ, un talent nativ. La portari poți găsi tineri care au ceva specific, nu știu, care se nasc cu asemenea calități postul ăsta de portar? Sigur că da. Sigur, mai ales aceste calități tehnice care trebuie să le aibă un portar, pentru că, să vă spun un lucru, greu, vis-a-vis de calitățile tehnice, poți îmbunătăți de-a lungul timpului la portar. Dacă lui e frică să pună mâna pe minge, că îl doare, că îl ustură, că asta de mic, de când îl iei de mic, și atunci are ce căuta acolo. Acum toată lumea, cum mă nuși cu asta, eu știu că am ajuns să m-au scriau ziariștii de mine când am redebutat, când am intrat cu Rapidul în Liga 1, am ieșit cel mai bun din campionat fără mănuși apărând. Așa că
Bine, erau și era și situația care era atunci, fără materiale bune care să ajungă și la noi în România, dar asta e. Acum nu mai trebuie mănuși, 7.000 de perechi de mănuși, 7.000 de feluri de alea, 7.000. Vai de mine, și acum da, sunt și costisitoare dacă nu ajungi să fii valoare. Nu discutam de faptul că o parte dintre suporterii de la Dinamo, celor de la Dinamo au făcut așa o mică, mult spus, chet, un gest pentru a-i cumpăra o pereche de mănuși portarului lor de drag, de cadou pentru el, pentru a-și arăta susținerea, și spuneam, măi, nu și le-a ales pe cele mai scumpe. Bă, da, unele sunt scumpe, rău. Da, sunt într-adevăr. Probleme costisitoare, vorba lui Ionel. Probleme pentru părinți. Da. Sau da. Clubul, dacă clubul are de unde. La Dinamo nu era cazul. Normal. Dar tot datorită suporterilor au putut să mai facă anumite concesii vis-a-vis de echipament sportiv. Fanii îl văzuseră pe Ișanu la un meci că a apărat cu niște mănuși care nu erau chiar conforme și erau cam uzate și ele. Și atunci au zis, cum portarul nostru să nu aibă și el mănuși, și au cumpărat ei. Acum poate după evoluțiile astea care le-a avut în ultimele meciuri, Ișanu poate o să reprezinte și el, să fie imaginea vreunei firme de mănuși, atunci o să aibă mai multe mănuși fără bani. Dar să sperăm că va ajunge acolo. Domnule Manu, ați avut intervenții reușite în multe partide, în majoritatea partidelor, dar și dumneavoastră vă aduceți aminte de un gol așa mai penibil, mai rușinos, mai pe care l-ați luat? Dați-ne un exemplu. Ai, cum să nu? Cum să nu? Mi-aduc aminte, eram în Liga 2, eram în Divizia B, nu știu pe unde jucam, la Plopeni. Păi vreau să vă spun că am luat gol de pe la 40 de metri. N-ați văzut mingea sau? Încă stăteam bine cu vederea atunci. Stăteam bine nu cu vederea asta atunci. A fost... Nu, un adversar a vrut să schimbe partea, să dea o diagonală, a lovit-o prost, dar a lovit-o foarte tare și s-a dus mingea în cer, cum se spune, dar pe direcția porții mele. Nu, înaltă. Și eu am făcut un pas în plus să ies o prind și mi-a căzut mingea în spate și s-a dus sub bară. Antrenorul Neanelu Motroc a luat, bineînțeles că mi-am furat palma de rigoare, da? O și meritam, dar a doua zi m-a trimis la unitatea militară, că eram militar în termen atunci. Și cât a stat? A fost la unitate. Asta câteva zile, dar după aia m-a adus înapoi să mă pregătesc că urma. Vă aduceți aminte cine a fost cel care a dat acest gol, care a dat această lovitură, că stau și mă gândesc că cred că are și el varianta lui de poveste invers. Cred că, uite ce noroc am avut, că am marcat așa. Dar nici nu vreau să mai mi-aduc aminte numele, nici n-am vrut să-i știu numele. Pentru spre rușinea mea. Asta e, ce să fac. Da. Mă gândesc, domnule Manu, că ați lucrat, spuneam mai devreme, cu o grămadă de antrenori importanți din fotbalul românesc. Care este rolul antrenorului de portari? El impune titularul la joc sau el le expune principalului părerea lui și totuși antrenorul principal alege portarul? Nu, tot timpul se discută. Antrenorul principal discută cu fiecare în parte, vis-a-vis de toate posturile din echipă, cu secunzii. Și ajungem la portar. Da, și ajungem, bineînțeles, și la portar. Și atunci, tu, ca antrenor de portari, îi explici cum s-a pregătit cu tare. Ce părere ai, cum el are prima opțiune, antrenorul principal, dar dacă tu, ca antrenor de portari, ai obiecțiuni vis-a-vis de alegerea lui, e normal să stai de vorbă cu antrenorul principal și atunci tot el o să ia decizia normal și el hotărăște, dar în urma unei discuții, că nu se poate altfel. Nu se poate altfel și atunci, dacă s-a luat după tine ca antrenor de portari și îl bagă pe la care ai spus tu și ia la un gol nu prea frumușel, atunci reproșează și ție. Ești primul care ți se reproșează. Corect, și ce-i drept, postul de portar este cel mai stabil. Adică dacă la titular mai ai câte o întrebare, mai ai câte un semn de întrebare, cum să spune, pe portar, așa cum a spus și dumneavoastră, temelia de la casă, pe el te bazezi și foarte greu se schimbă mersul din punctul ăsta de vedere. Da, și ca să destabilizează complet o echipă genul ăsta de schimbare, ce părere aveți? Destabilizează. Ce vă întreb, pentru mine, mie mi se pare cea mai grea profesie din lume ca și sportiv, să fii portar la fotbal, la handbal, orice disciplină, la hockey. Da. Deci mi se pare o presiune, n-ai cum să pleci acasă relaxat.
Nu, este într-adevăr, meseria asta de portar este foarte ciudată, dar trebuie să, cum mă întreba Ionel mai devreme, trebuie să te naști puțin să poți să treci peste această presiune. Acum nu vă supărați pe mine, dar se vorbește în lumea portarilor că trebuie să ai ceva și nebunia pozitivă. Nebunia portarului, dar nebunia pozitivă. Dacă nu ai nebunia aceea pozitivă, să știți că n-ai ce să cauți între buturi acolo. Clar. Așa e, trebuie să fim și pozitivi și trebuie să ai acel flair de care vorbeam mai devreme. Domnule Manu, vă mulțumim tare mult că ați venit pe la noi, vă mai așteptăm. Ionel, mulțumesc asemenea pentru prezență. Mulțumesc de invitație. Dar, din păcate, timpul nostru a ajuns la final. Noi ne revedem mâine, tot de la ora 17, cu subiectele zilei din sport, dar și cu invitați pe măsură. Rămâneți cu Metropola TV, o seară frumoasă!